Oameni buni, bine v-am regăsit la Secretele Brașovului. Așa ușor, ușor s-a făcut și iunie, mai un pic și intră și copiii în vacanță. A venit vara, ce mai, pentru că iunie, cel puțin din punct de vedere astronomic, este lună de vară. Așa că o să începem în prima parte și o să discutăm despre ce mai pot face copiii în această ultimă perioadă de înainte să înceapă vacanța, pentru că acum știți cum e la școală, mai e un pic, se mai face, nu se mai face, toată lumea deja e relaxată, așa că putem să ne plimbăm, să ieșim la spectacole, la soare, la înghețată, să ne bucurăm până la urmă de venirea verii. Cred că nu se putea să avem, să ne dea cineva niște informații mai bune și niște sugestii mai bune decât doamna Mihaela Soloceanu, managerul Teatrului pentru Copii Arlechino. Bine ați venit, doamnă! Bine v-am regăsit! Bună ziua! Am văzut că nu sunteți singură acolo, aveți lângă și unul din personajele care probabil sunt și se manifestă și pe scena Teatrului Arlechino. Știu că este un festival care astăzi, 3 iunie, se încheie. Cred că mai sunt aici, eu am programul și o să discutăm despre el. Mai sunt vreo 2-3 spectacole la care lumea încă mai poate să ajungă, în special cei mici, dar și cei mari. Dar o să vă rog să vă las pe dumneavoastră, în primul rând, să ne spuneți, haideți să începem cu festivalul și cu ceea ce ați produs, pentru că eu deja vin acum, chiar m-am întâlnit cu cineva care îmi spunea că a fost la festival și cât de frumos a fost. Da, iată că am ajuns deja la cea de-a patra ediție. Cu sprijinul Consiliului Local și a Primăriei am reușit să creștem acest proiect. Suntem deja în al patrulea an când desfășurăm festivalul și exact cum de fapt am vizat la început ca el să devină o tradiție, se pare că a început să prindă rădăcini și este foarte bine primit de publicul brașovean și nu numai, având în vedere că noi suntem vizitați de foarte mulți turiști aici în Brașov. Spectacolul s-a derulat pe parcursul a 7 zile, deci astăzi este ultima zi din festival. Cei care își doresc și se grăbesc mai pot prinde ultimile spectacole din această ediție a festivalului. La ora la care noi vorbim se desfășoară pe scenă reprezentația Teatrului Puc din Cluj-Napoca, Ivan Turbincă. Acesta este un personaj din spectacolul Ivan Turbincă, dar al Teatrului Arlechino din Brașov, e boierul din Ivan Turbincă. L-am adus să nu fiu singură, să mă susțină. Apoi o să mai aibă ocazia astăzi să vadă copii spectacolul Pinocchio al Teatrului Cărăbuș din Brăila, iar de la ora 16 spectacolul Teatrului din Becheș, Ciobos, Sambin, Fierarul Localității. Spectacolul va fi prezentat în limba maghiară, pentru că ne gândim și la minoritățile naționale și dorim să le oferim și lor ocazia să se bucure de spectacole adresate lor și copiii maghiari. Așa că de la ora 16, teatrul din Becheș-Cioba îi așteaptă la sala Reduta cu spectacolul Fierarul Localității, care este o producție după epopeea lui Petru Fișandor. Este o lucrare, o operă literară bine cunoscută. Asta cu ce mai e? Da, haideți să vorbim puțin și de ceea ce a fost. Și sunt curios cum au primit copiii spectacole, cum au primit părinții spectacole până acum, pentru că eu am aici programul festivalului scos și sunt multe spectacole, am avut Noua poveste a Scufiței Roșii, Teatrul din Timișoara. Trebuie să menționăm că până la urmă este vorba de un spectacol despre un festival, da? Care este la nivel național și chiar internațional, pentru că teoretic ar fi trebuit, sau mă rog, sunt și vin și trupe din exterior, acum cu problemele inerente de multe ori, dar ceea ce e important este faptul că
acest caravana poveștilor, pentru că puteți să spuneți cum se numește, mi se pare foarte important, este un festival care unește cele mai bune trupe din țară până la urmă, care au reușit să ajungă la Brașov și de aia sunt curios care este reacția celor mici și a părinților. Vă dați seama că sunt foarte bucuroși, până acum avem doar reacții pozitive. Partea organizatorică încercăm să o păstrăm doar pentru noi și chiar dacă, ca în orice eveniment, de asemenea învergură, te mai întâlnești și cu probleme, să zicem, noi încercăm ca programul festivalului, care e foarte bine pus la punct de la început, să meargă într-un mod cât mai cursiv, să nu existe sincope în desfășurare, să nu se întâmple ca publicul, spectator, să fie vitregit, ca să spun așa, sau să simtă aceste sincope, dacă ele sunt, dar pot fi, repet, ca în orice eveniment de genul ăsta. Când aduci trupe din străinătate, pot fi întârzieri de avioane. Sunt o sumedenie de factori care sunt independenți de voința noastră. Da, este un festival cu caracter internațional, deci în acest an am vizat participarea trupelor străine. Am avut teatre de stat chiar din străinătate. Serbia, Bulgaria, Italia, iată, Ungaria, da. Iar trupele din țară sunt trupe ale teatrelor de renume, teatrelor de animație din țară. București, iată, avem Țăndărică, Teatrul Țăndărică din București, Teatrul Ion Creangă din București, Teatrul Cărăbuș de la Brăila, Teatrul Puc, Cluj-Napoca, Teatrul Colibri din Craiova, Teatrul Prichindel din Alba Iulia, care la rândul lor au un festival de mare anvergură, Teatrul Gulliver din Galați, la care tocmai am participat. Să ne spuneți și despre asta după aia. Lor. Da, sunt teatre și încercăm să aducem producții cât se poate de performante și să acoperim o paletă cât mai largă de spectacole. De cele mai multe ori vizăm să aducem spectacole pe care noi nu le avem în repertoriul Teatrului Arlecchino. Din punct de vedere al cum au fost sălile până acum, eu am trecut pe acolo și tot timpul era lume și pe afară, dar cum preconizați față de anii trecuți? Că și ăsta e un punct de reper. Pot să vă zic că am avut o situație făcută la jumatea festivalului, undeva pe ziua de miercuri, și deja aveam din numărătoarea făcută de noi și din analiza situației făcută internă, peste 1500 de spectatori, deci aproape la jumătatea festivalului. Estimăm că ne vom depăși oricum estimările propuse și prognoza pe care noi am... Este o cifră, într-adevăr, 1500, având în vedere capacitatea pe care o are sala pentru un spectacol. Sperăm undeva la peste 2500-3000 de spectatori în această ediție. Bun, succes. Din punctul ăsta de vedere e evident că nu e niciun dubiu. Spuneți-ne puțin, vă rog, pentru că aminteați faptul că ați fost la festivalul de la Galați sau ați mai fost la cel de la Alba Iulia, pomeneați de cei de acolo. Da, deja până în luna mai, până la începerea festivalului nostru, am participat deja la 5 festivaluri în țară, cu caracter internațional toate, astfel încât în luna aprilie am început și am fost la Arad, la Teatrul Clasic Ioan Slavici, care are secția de marionete și organizează un festival și sunt la o ediție memorabilă, a 29-a ediție. Apoi de la Arad ne-am îndreptat pașii către Alba Iulia, apoi am plecat la Galați, de unde ne-am întors și cu un premiu pentru spectacolul cu care am participat, Cei trei mușchetari.
Repede, repede ne-am dus la Ploiești, la prima ediție a festivalului pe care au reușit să-l organizeze și cei de la Teatrul Toma Caragiu, care au secția de păpuși, secția de animație, de fapt e secția de teatru pentru copii și tineret, Imaginario se numește. Și am mai participat chiar înainte de deschiderea festivalului nostru la festivalul Lurco de la Miercurea Ciuc, care este ajuns și el la cea de-a șase ediție, de acum foarte cunoscut cu caracter internațional. Nu v-ați plictisit deloc, pare să, și vreau să vă întreb ce o să faceți după încheierea acestui festival, pentru că așa cum se știe, din, cred că din 14 iunie, dacă nu mă înșel, sau copiii intră în vacanță. Ce se întâmplă atunci, în momentul în care tentațiile sunt la mare, la soare, la așa mai departe? Ce o să faceți? Pentru că e și asta o întrebare. Da, noi de regulă ne programăm finalul de stagiune sau închiderea stagiunii undeva pe începutul lunii iulie, ceea ce o să se întâmple și anul acesta. Ultimul spectacol din stagiunea curentă va fi în data de 9 iulie, însă până atunci, începând cu luna iunie, imediat după ce terminăm festivalul astăzi, deci de sâmbăta viitoare, când intrăm cu programul nostru curent, cu spectacolele noastre, vom reduce până la finalizarea stagiunii numărul de reprezentații de sâmbătă și duminică și este o ocazie bună de a le atrage atenția spectatorilor noștri și spectatorilor fideli că sâmbetele și duminicile vor avea loc doar câte o reprezentație. Este acest fapt este datorat sau este din cauză că frecvența la spectacole imediat după vacanță, după începutul vacanței copiilor scade, fiecare pleacă la mare, la bunici, la și atunci o singură reprezentație sâmbăta și duminica, am considerat noi că este cea mai bună variantă și vom avea aceste reprezentații începând cu ora 11 și sâmbătă și duminica. Și duminica, da. Deci sâmbătă, duminica 11. După care, la finalul și la închiderea stagiunii, practic noi nu ne încetăm activitatea, imediat intrăm în acea microstagiune estivală care este ajunsă deja la a șasea ediție, dacă îmi amintesc bine, da, a șasea ediție este și pe parcursul lunii iulie până la final, la sfârșitul lunii august și început de septembrie până începem noua stagiune, noi vom prezenta spectacole, un număr de spectacole în parcurile brașovene, unde este o aglomerație mare de copii, respectiv în Parcul Titulescu, în Parcul Sportivilor din cartierul Tractoru, la Lac La Noua, în Parcul Trandafirilor din Răcădău și mergem cu spectacole care se pretează la spații neconvenționale și la aer liber, să-i bucurăm și pe micuții care sunt în vacanță la locurile de joacă. Foarte frumoasă această inițiativă și sunt convins că chiar mă uitam în momentul în care vine, să spunem, filarmonica, da, te poți duce la concert în interior și are farme cu ei, e alta din punct de vedere al sonorizării și așa. Dar în momentul în care vin și în Piața Sfatului sau în centru, e o mare de oameni acolo și vezi și bănuiesc că altfel este și în parcă. Nu orice spectacol se poate juca, mă gândesc, adică sunt diferite. Da, trebuie să avem foarte multe aspecte în vedere în momentul în care susținem o reprezentație într-un spațiu neconvențional, în genere. În aer liber, cu atât mai mult, pentru că trebuie alese niște spectacole care se pretează la astfel de exact. Spații și, bineînțeles, să ai un minim de condiții pentru a putea asigura o sonorizare. Sunt câteva lucruri de care trebuie ținut cont, evident. Da. Spuneți-mi un pic că, vă zic, pe acea banchetă, cred că n-am avut unde stați dumneavoastră acum, în ultimele luni de zile, cred că nu a existat om care să conducă o instituție sau să conducă o firmă care să nu spună că are probleme cu
angajații, mai concret cu lipsa angajaților, faptul că este o penurie de personal, că nu găsesc oameni, ca așa mai departe. Cum faceți față dumneavoastră? Vă întrebi pe dumneavoastră că deja am început să fac așa un mic studiu și pot să vă zic din partea inginerească până în ce știu eu ce. Cum colectivul, cu actorii, cu cei care aveți, vă descurcați? Ne descurcăm, după cum se vede, ne descurcăm. Bineînțeles că ne confruntăm cu aceleași probleme cu care se confruntă toată lumea, că nu suntem cu nimic mai special din punctul ăsta de vedere. Penuria de care vă aminteați de personal este toate domeniile, omniprezentă, aproape, da, da, este în toate domeniile. Dar avem un colectiv, din punctul meu de vedere, foarte bine închegat. Avem și colegi noi, care, cărora se pare că le face plăcere că au ajuns în acest mediu și, bineînțeles, va fi necesar un timp de acomodare și de prindere cu specificul, pentru că este un specific al activității noastre, ținând seama că nu suntem doar o instituție care prezintă spectacole, suntem o instituție care produce spectacole, deci noi avem și partea colaterală de producție a spectacolelor și atunci e foarte complexă activitatea, dar avem un colectiv artistic minunat, zic eu, cu care suntem recunoscuți la nivel național, adică Arlechino a devenit ca o emblemă și echipa artistică a Arlechino, nu doar pentru profesionalismul și partea artistică de mare calitate pe care ei de care ei dau dovadă, este vorba și de atmosfera și de relația interumană și de relațiile interpersonale, ca să spun așa, între membrii colectivului și am încercat să menținem această echipă așa cum este, pe toate palierele, indiferent că este vorba de partea artistică, tehnică sau administrativă. Bun, trecem acum puțin din zona colectivului și a ceea ce înseamnă Teatrul Arlechino, în zona spectatorului aș vrea să vă duc puțin și aș vrea să vă întreb niște lucruri legate de o bună conduită. De ce vă spun asta? Pentru că mi se pare foarte important ca și cei care vin acolo să respecte oarecum acele coduri nescrise până la urmă ale unei prezențe la teatru. Și vă spun asta de ce? Pentru că am văzut și eu, mergând cu copilul acolo, anumite lucruri care nu se fac. Poate că auzite din gura dumneavoastră și poate că, cum să zic, spuse într-o asemenea manieră, înțeleg și oamenii care vin acolo, că nu toți, repet, sunt cazuri rare, deci chiar am văzut, sunt cazuri rare. Marea majoritate a oamenilor, cred că, și asta e un lucru îmbucurător, se comportă într-un mod civilizat și fără nicio problemă. Dar avem Există și excepțiile, așa este. Ați atins un punct destul de sensibil, zic eu, pentru că până la urmă este o chestie de educație. Noi suntem un factor educativ, încercăm, dar în măsura în care este și posibil, fără a ajunge la divergențe, fără a leza pe nimeni. Dar da, aveți dreptate, sunt excepții, dar excepțiile acestea, din păcate, pentru că vorbim de utilizarea telefonului mobil în timpul spectacolelor, îi deranjează foarte mult pe ceilalți spectatori. De asemenea, pot să vă spun că îi deranjează foarte mult pe actori în scenă. Poate că spectatorul nu își dă seama din sala de spectacol, dar sunt spectacole unde luminile, reflectoarele, spectacolele în black light, unde orice mică rază de lumină, chiar și circulatul pe ușă și raza de lumină, deci poate fi foarte deranjant pentru ei. Ei acolo trebuie să dea dovadă de o concentrare maximă și astfel de gesturi și de atitudini îi deranjează. Și ne deranjează pe noi toți în momentul în care suntem în sala de spectacol și vrem să urmărim spectacolul. Încercăm să le explicăm tuturor că este pentru confortul fiecăruia
dintre noi, dintre cei care suntem în sala de spectacole. Unii își cer scuze, unii realizează, se întâmplă astfel de lucruri, uneori poate nevoit, dar mai există și acele cazuri, acele excepții în care persoanele pot deveni recalcitrante, în care afirmă că au plătit un bilet pe spectacol și fac ce vor. Și aici spun eu că este vorba de educație, de bun simț și trebuie pur și simplu să apelăm la bunul simț al fiecăruia dintre noi, pentru că fiecare la rândul nostru la un moment dat suntem puși în această situație. De asemenea, întotdeauna încerc să atrag atenția și personalul care este cu atribuții în acest sens, încearcă să le atrag atenția să nu mai întârzie la spectacole. Desigur, sunt situații în care, repet, nevoit, independent de voința ta, dar este una când ai întârziat 5 minute și este o excepție și e una când vii la jumătatea spectacolului și insiști să intri în spectacol. Trebuie să ne luăm marja aceea de timp, știm că Brașovul este un oraș turistic, e aglomerat, știm că nu sunt suficiente locuri de parcare sau în zilele libere nu găsești la discreție locuri de parcare. Și atunci fiecare dintre noi trebuie să ne luăm marja asta. Deci telefonul mobil, întârzierea la spectacol, acestea sunt niște aspecte de care publicul ar trebui să țină cont și să se aplece cu mai multă seriozitate, zic eu, pentru că ele poate că par niște lucruri insignifiante, dar cu siguranță nu sunt. Nu și sunt. Aici v-aș completa spunându-vă că eu chiar nu sunt o persoană foarte punctuală și recunosc asta și mi-asum, lucru care nu e bun, însă nu știu să fi întârziat niciodată la un spectacol de teatru. Și auzeam acolo, sau nu de teatru, și de muzică și de altceva, auzeam acolo la un moment dat o discuție afară în care părinții, că de fapt de acolo se trage și aia este mai trist, spuneau, păi am întârziat numai 6-7 minute, las că nu e problemă. Eu stau și mă întreb, dacă ei ar merge la un spectacol, la teatru, la Reduta, la Dramatic, la oriunde ar fi, un spectacol cu adulți, ar întârzia? Eu cred că nu. Asta este părerea mea, pentru că eu nu am văzut intrând după la un moment dat, așa pur și simplu. Asta de ce? Adică că asta și discutau ei de fapt. Adică dacă un spectacol de copii pot să întârzi, eu zic că din contră ar trebui să dai exemplu și să fii acolo tocmai pentru copilul cu care vii, să-i dea un exemplu. Păi el ce să învețe? Să învețe că atunci când o să crească mare, dacă întârzie 6-7 minute la un spectacol, poate să intre? Asta una, și asta o spun pentru că, nu știu, student fiind la un moment dat, am jucat și eu spectacole de teatru și am văzut cât de deranjant este momentul în care ți se foiește cineva sau ți se plimbă pe acolo. Deci asta nu poți să realizezi decât când ești tu pus și ți-ai uitat replica și nu știu ce și tot felul de lucruri. Este vorba de concentrare, este vorba de multe aspecte și exact cum spuneați și dumneavoastră, ei sunt primul exemplu pentru copil și ar trebui să dea aceeași importanță, întotdeauna afirm și profit de ocazie să întăresc ceea ce afirm de fiecare dată, să dea aceeași importanță teatrului pentru copii. Nu este cu nimic mai prejos decât teatrul pentru adulți. El pare o joacă, produsul finit pe scenă, dar este o muncă fantastică, iar actorii de teatru de animație acordă aceeași seriozitate spectacolului, rolului, cu atât mai mult cu cât știm că copilul este cel mai exigent public. Exact. Exact, cu copiii imediat văd orice chichiță, orice defect, orice. De multe ori adultul le cam scapă și trece cu vederea peste anumite lucruri, dar cu copiii nu prea poți să te joci la în felul ăsta. Bun, mai avem un pic de timp și aș vrea să ne spuneți și ce pregătiți, pentru că am discutat până acum și astăzi o să mai amintim la final, lumea mai are timp încă să ajungă la ultimele două spectacole. Dar spuneți-ne, vă rog, bun, încheia stagiunea, luna iulie, când începeți, când o să reîncepeți și cu ce noutăți o să veniți? Bun, noi o să începem în luna septembrie, în 9 septembrie va începe noua stagiune. Ne reîntoarcem din vacanță, vor mai fi câteva participări la festivaluri.
sunt festivalurile de toamnă la care urmează să participăm și undeva în luna noiembrie ne vom apuca de lucru pentru a pregăti producția din primăvară, pentru că noi în acest an am avut deja 3 premiere și o să încercăm să pregătim din timp noua producție care va avea loc. N-aș putea să vă zic cu certitudine acum o dată, dar undeva la sfârșitul lunii februarie și atunci trebuie să începem de anul acesta, pentru că în luna ianuarie, după sărbători, cum spunem noi, trebuie să fie coborât totul la scenă, să înceapă repetițiile. Și atunci, practic, atelierele de producție, scenograf, sculptor, păpuș, așa mai departe, vor începe lucrul la următoarea. Nu o să vă spun despre ce este vorba, pentru că las surpriza pentru să fie premergătoare momentului respectiv. Și în rest vom începe, bineînțeles, încep școlile, începem să prezentăm din nou spectacole. După cum bine știți, noi sâmbătă și duminică avem spectacole pentru publicul la liber, dar nu stăm nici în restul zilelor din săptămână. Avem spectacolele organizate în care școlile și grădinițele vin la noi, la teatru, sau mergem noi la ei după caz. Dacă sunt prea micuți, mergem noi cu spectacole și le prezentăm la sediul lor. Dacă sunt mai măricei, vin ei și beneficiază de spectacole în sala de spectacole. Perfect. Doamna Mihaela Soloceanu, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Secrete și pentru că ați dat așa din casă cu ce mai face Teatrele Kino și până la urmă bucuria este a copiilor, dar și a celor mari. Eu am văzut și mulți oameni mari ieșind fericiți de acolo, se bucurau poate chiar mai mult decât copiii. Absolut. De multe ori. Pentru cei care ne privesc acum, mai aveți încă timp astăzi de la ora... Deja la ora 10 l-ați cam pierdut pe ăsta, nu vă duceți că întârziați pe Ivan Turbincă, dar puteți să prindeți Pinocchio cu Teatrul de Păpuși Cărăbuși din Brăila, de care ați amintit dumneavoastră. Începe la ora 13 și apoi la ora 16 un spectacol în limba maghiară de asemenea. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Secrete și să vedem ne vedem, sper, în noua stagiune, să vedem ce mai facem. Și eu vă mulțumesc și îi așteptăm pe toți la teatru, brașoveni, cu mic, cu mare și turiști. Așa să fie. Și o vară frumoasă să avem. Să avem o vară frumoasă cu toții și să ne revedem sănătoși. Mulțumesc. Oameni buni, luăm o scurtă pauză și ne revedem.